Ce este medicina? O vocație? Un dar? O știință? E mai mult decât o simplă profesie. E dragostea față de oameni și responsabilitatea pentru viețile acestora. Medicina presupune autodepășire, tendința spre perfecțiune și o confruntare internă. O cale grea, dar care își merită orice sacrificiu, pentru că scopul suprem al unui medic este de a salva vieți și de a da speranță oamenilor. Da, e o luptă internă, o luptă ce motivează și dă putere. O luptă ce arată că am făcut alegerea corectă, chiar dacă uneori întâlnim dificultăți. În esență, este un examen al maturității, în care dorința de a impresiona și frica de a dezamăgi este principala motivație. E un univers, aparte, cu o mulțime de provocări. O senzație de zbor creată de reușitele noastre. O senzație ce te face să îndrăgești medicina. E o dorință de a deveni supererou, un vis din copilărie ce devine realitate. O muncă asiduă, un continuu efort și speranța că odată vom putea salva vieți. Un scop spre care tindem, o cale care merită trăită la maxim, avansând de la extremele vieții până la plăcerile acesteia. O cale în care colaborăm cu colegii și creăm noi prietenii, iar scopul nostru este unul, ca împreună să ajutăm oamenii, chiar dacă uneori pare imposibil. Medicina e o istorie în care fiecare student este un protagonist al propriului univers. Este o alegere conștientă, alegere ce creează nu doar viitorul nostru, dar și cel al societății, alegere pe care nu o regretăm și care ne deschis noi oportunități, noi aspirații spre a tinde către ceva mai mult. Este o decizie asumată, bazată pe muncă și efort, roadele cărora le vom culege peste ani. Munca unui medic este foarte dificilă. Necesită o persoană cu mare voință, capacitatea de a se mobiliza și de a rezista stresului. A fi medic înseamnă a salva vieți, a da speranță și uneori a deveni un adevărat înger păzitor în ochii oamenilor. Asta înseamnă medicină. Iar noi te așteptăm în familia noastră de mediciniști.